Primele declarații ale soției lui Benone Sinulescu, după moartea fulgerătoare a artistului, așteptăm firma mortoară să vină, sunt distrusă de durere. Benone Sinulescu, unul dintre cei mai îndrăgiți români și interpret de muzică populară, a murit cu doar câteva ore în urmă, la vârsta de 84 de ani. Apropiații lui sunt în stare de șoc, iar partenera sa de viață s-a declarat distrusă de durere. Iată care sunt primele declarații pe care le-a făcut soția lui Benone Sinulescu după moartea artistului. Elena Sinulescu, soția lui Benone Sinulescu, este în stare de șoc. Femeia a mărturisit, îndurerată, că partenerul ei de viață a refuzat să meargă la spital. Până în ultima clipă, artistul nu a dorit să fie transportat la unitatea medicală, deoarece se temea de noul coronavirus. Am rămas singură, era bine, ne bucuram, dar a făcut o pneumonie de aspirație și s-a dus, n-a vrut să fie dus la spital de frică din cauza COVID, a declarat Elena Sinulescu. Potrivit spuselor partenerei de viață a lui Benone Sinulescu, artistul s-a stins din viață astăzi, în jurul orei ora 14 și 30 de minute, la spital, acolo unde fusese internat încă de duminică, când starea lui de sănătate se înrăutățișe. A murit astăzi la orele 14.30, îl ducem la o casă mortoară, la o firmă, apoi de aici o să-l ducem la Filarmonica, îl vom înmormânta la eternitatea, a mai spus Elena Sinulescu, pentru aceeași sursă.